Să știi să aștepți. Au fost odată un cocoș și o găinușă, frate și soră. Cocoșul a fugit în grădină și a început să ciugulească coacăze verzi. Găinușa i-a spus: nu mânca coacăzele verzi, frățioare, așteaptă până se coc. Cocoșul n-a ascultat, a tot ciugulit din coacăzele verzi, dar a pățit-o, abia a putut să ajungă acasă. Of, of, striga el, mă doare rău burta, surioară. Găinușa i-a dat ce de mentă. A stat mult cocoșul în pat. În cele din urmă s-a făcut bine. După ce s-a făcut bine, s-a dus la câmp. A alergat, s-a încălzit. A fugit spre râu să bea apă rece, dar găinușa i-a strigat: nu bea, frățioare, așteaptă până ce te răcorești, te vei îmbolnăvi. N-a ascultat cocoșul și a băut apă rece și îndată s-a îmbolnăvit. Cu greu l-a dus găinușa acasă. A fugit găinușa după doctor care i-a dat o doctorie amară. A stat cocoșul mult în pat până s-a făcut bine. Era vară. Cocoșul și găinușa mâncau grăunțe. Deodată găinușa spune: uite o vulpe, ne pândește, să ne ascundem bine. Și s-au ascuns, dar cocoșul voia să mănânce și găinușa i-a strigat: stai aici, vulpea n-a plecat încă. Dar cocoșul parcă nici n-a auzit. S-a dus iar în curte la grăunțe și iată, vulpea l-a înhățat. Cocoșul a început să țipe speriat: m-a prins vulpea, ajutor, salvați-mă! Găinușa cotcodăcea: ajutor, ajutor! Vulpea s-a speriat de atâta gălăgie. A lăsat cocoșul și a fugit. Cocoșului îi bătea inima tare, parcă-i șoptea: trebuie să știi să aștepți!